Vă salut, am terminat și firul pentru centuri. Așa arată. Unde am avut ziderie pe 25. Grinzile le-am făcut cu etrier de 20 cu 17 înălțime pe 6 bare de fi 12. Stâlpii am căpucit în felul acesta. Am strâmbat ciocurile peste grindă. Iar la pereții de 15 am făcut pe etrier de 10 cu 17 pe 4 bare de fi 12. Acum o să trebuiască să axez fierul unde este nevoie, să-l centrăm pe jumătatea zidului. O să trebuiască să-l suspendăm. Nu trebuie să stea lipit de beceau, pentru că dacă el stă lipit de beceau, nu mai poate să intre beton de desubt și nu este în regulă. Așa că o să trebuiască să-l ridicăm un centimetru jumate, 2 centimetri. După ce o să axăm fierul, o să încep să cofrez stâlpii și apoi centurile. Așa arată și de la exterior. Am început și la cofrarea stâlpilor. Eu la partea de jos procedez în felul acesta. Bag sârme după stâlp. În panul la partea de jos dau găuri. Această legătură de jos este foarte importantă. Cu toții știm că cea mai mare presiune este jos. Pentru mine sârma aceasta este sfântă. Ține foarte bine. Și ne ajută foarte mult ca să clipsăm scândura de fundație. Ca după ce decofrăm să nu avem stâlpii ieșiți în afara fundației. Să fie pe linie. Deci, în felul acesta. Cofrajul s-a apropiat de fundație. Barele filetate le-am făcut în felul acesta, două piulițe și o șaibă. Le punem la 5 cm de la cofraj. Le-am bătut puțin în beceau să stea fixate.
Iar acum o să le leg de armarea grinzilor. Am terminat de cofrat totul și stâlpii, centurile, am și sprețuit, așa arată. Astăzi o să turnăm. Și când începem să cofrăm centurile, nu am putut să filmez când le-am făcut, dar o să explic acum. Prima dată am dat nivelul la toată casa prin interior cu laserul, apoi am trasat. După ce am dat nivelul, am verificat cu ruleta unde este cel mai înalt punct. De exemplu, noi l-am avut aici. Zidarea este la 2,60 până aici, ca să ne depășească fierul. Am dat cu ruleta unde este cea mai înaltă parte, ca să avem 20, cât vreau să fie centura. Și din linie, nouă ne-a venit la 76. Așa am pus tot exteriorul, din linie, la partea de sus a cofrajului, să avem 76. Așa obținem un cofraj drept. Așa arată și la partea de sus. Proprietarul o să-și facă instalația electrică. A băgat țevile prin grindă. Eu nu prea sunt de acord, pentru că se slăbește grinda cu atâtea țevi în ea. Am pus și barele filetate. Am axat și fierul. L-am suspendat cu aceste fiare de 12, pentru că n-am avut distanțieri din aia de plastic. Am terminat și deturnat. Nu am avut nicio problemă.
cofrajul nu s-a clintit. A ieșit totul foarte bine. Aici betonul este puțin ciufulit pentru că am udat, pentru că trăgea foarte repede, dar nu este problemă. Sunt doar niște găuri de la picăturile de apă. Și sunt și barele filetate. După ce am turnat, la o oră, deja calc pe el, atât de repede a tras. Acum o să trebuiască să-i dau iarăși apă. Spălăm scândura, facem curățenie pe jos. Am turnat și scara. Așa arată. Am terminat și de decofrat. Așa arată. O să trebuiască să decofrez scara, dar a început ploaia, nu mai putem să stăm. A ieșit foarte bine. Nu avem segregări. A ieșit totul perfect. Am început să facem și curat. Așa arată și puiul pentru ușă. Așa arată și de sus. Acum o să trebuiască să prind căpriorul de 15 în barele filetate și apoi să formăm placa din lemn pe dulap de 15x5. O să batem scândură și apoi acoperișul.
Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!